mai puțin decât răbdare să iau câteva imagini așa. Dacă nu ne alungă ploaia. De acolo trebuie să fie foarte mișto, sus cu apa în spate. Întoarce-te. Bau. Ai cam râs de mine, că eu nu o să vă să-mi faci poză și tu continuă să filmezi aia. Aia pe ce-au râdeau de mine. Mă faci de râs, caragiosule. Hai, dă-te, nu te fac de râs. Da, da. Dacă mă vezi că mă așez, spune. Dacă te așezi, marcă și banul. Ce-a mai rămas? Aici era Elena? Yes! A? Da, da. S-a îndrăgostit de cine? De Paris? Da. Aici s-au refugiat. De fratele lui... Cum îl cheamă pe el? Ia să vedem dacă știi. Știam. În lapsus, chiar știam că am văzut filmul de 7 ori. Îmi pasă ăla mai îndestă. Banca aia pe care scria... Ce scria? Ce scria? Scria! Ce? Stai puțin. 10,
10 secunde ai răbdare. Îți dai seama că astea sunt bucăți originale de atunci? Da. Uite, numărul 1 de aici simbolizează că fac parte din prima cetate. Da. Da? Adică de acum 3000 de ani. Uite-te și ce faci, astea sunt pietre de atunci. Ce extraordinar. Asta e o, din partea veche a cetății și da, se vede și din materialele construite, doar bucăți de rocă, vezi? Pe când partea cea nouă prin care am intrat, ce partea chestie, dinspre mare, deja avea bucăți de alea prelucrate. Spune, e totuși un edificiu istoric. Nu că aș fi vrut pe frigul ăsta să... Îți stă țigara în gât. Uite ce floare interesantă. Ghindă cu ceva, dar altfel decât ghindele noastre. Uite-te aici, filmează-o pe aia, așa că se vede că este bine. Tata. O iei chiar... Ce interesantă, nu? Foarte interesant. Hai, ghindoc. Vine, ghindocul, vine. Ce ghindocul vine? Ce crezi tu? Că nu vine? Uite, era parte din vechile pietre ale cetății. Vine ghindocul. Ia uite, drag, au turnat de-astea de se făceau casele, cum se numesc astea, am uitat cum se numesc, da, chirpici. Da, frate. Astea-s chiar din chirpici. Nu mai fac poză. Așa este. E din perioada a doua, de acum 2500 de ani. Original foundation stones belonging to the fortification wall and towers of Troy 2 și 3, adică din anul 2500 before Christ. Asta înseamnă, dacă suntem în anul 2017 plus 2500, înseamnă 4517 ani are această fundație. Da? Da. Deci aici e închis. Aha, o să ne întoarcem pe partea cealaltă, dar să luăm așa niște imagini de aici. De-aia e și acoperit, pentru că e, cred că, cel mai prețios edificiu. Da, da, da. Rămășița cea mai prețioasă. Adică cea mai veche, nu neapărat cea mai prețioasă, că toate au aceeași valoare istorică. Uite-o veveriță, să ține în copac acolo. Uite-o. Da, nu o vede camera până acolo. L-ai văzut-o? Da, atenție la coborâre, mega room building. Tu ai văzut-o? Da, tati. Unde te-ai?
mâncat. Eu am apucat să te văd. Nu, să fi băgat pe vreo zidul de fortificare. Troia întâi. Una din... ajuns pe partea unde nu puteam să intrăm de acolo, de la nucile alea, ce naibii erau alea, ghinde. Uite copacii care s-au. O poză și noi cu copacii în spate. Și în ciuda frigului, Ligio, vezi câtă lume totuși vizitează cetatea? E, acum nu mă grăbi că... E, atunci ia cheile și du-te înainte la mașină. Crezi că... Uite, pe perioade. Da, foarte interesant. Dacă n-ar fi așa frig, ar fi și mai. Așa este. Că nu-i fain fundalul ăsta. E fain în schimb zidul ăsta. Îți dai seama ce munca dracu era totuși să faci un cetățoi ca ăsta? Când însemnau milioane de bolovane adunați de pe temiriunde. Și uite intrarea. Sau ce-o fi fost aici, vreun sanctuar, vreun cine știe ce. Asta e o chestie mai oficială, așa vezi? Main entrance, the ramp, da. Că era și pentru intrările oficiale, dar și pentru carat. Știi?
Da, prietene, o să spui eu, ai intrat așa? Astăzi am avut ghinion de vreme destul de nașpa. Poze. Da, ofticată și cu capsa pusă. Păi e problema ta. Au ieșit? E vrei? Treaba ta dacă e ofticată și cu capsa pusă, pur și simplu e treaba ta. Vreau să le văd. Hai. Acum filmez. Dacă e frig, n-avem ce face, îndurăm și mergem până la capăt. Asta e. Trebuia venit în august aici. Așa, și ce vrei? Nu vreau nimic. Îndurăm și mergem. De la mine. În august ai fost la Deva. Da, tăticule. Îndurăm și asta este. Mergem la hotel, da? Facem o baie. Că oricum... chiar în mașină. Certitudine. Palace House, yeah. Uite ăla, monumentul ăla. Da, da. Dar erau fântâni alea două? Probabil că da. Ia ce frumos se vede de sus. Asta era partea interioară, probabil. Că vezi, e mai lucrată, e mai prelucrată. Acolo era ceva. Da, da, da. Vreun altar, vreo nenorocire. A, nu, știi ce e asta, Ligio? Uite, după grătare. Bucătărie? Nu, tati. Erau de-alea de făceau lumină, vezi? Înăuntru se aruncau... seu de animal, de nu știu ce, și se lăsa grăsime și acolo puneau ugă de ala de ardea.
Păi n-are rost să mai urcăm pe acolo, că ne duce până la gardura și înapoi. Hai pe scări înapoi. Sau hai pe scările Troiei, decât să urci pe aici, hai pe scările Troiei. Da. Niște mărgini, că-s mai multe. Uite, niște mărgini. Plăci funerare, poate. Asta sigur, stâlpul ăla era de pe aici, știi? Și făcea un sanctuar, un... Păi, dar asta e clar. Nu, e doar un colț. Nu-i placă funerară, nu, e doar un colț de... Mie mi se pare că-i plac. Fantastic ce. Era un teatru cu scările. Cât da. Aici aveau loc luptele. Ia, du-te pe acolo că eu vin pe după el. A, nu am voie, e închis aici. Ne uităm la poziții de mărăși. Îmi traduce scrie vin. Îi aschinezi? Îi auzi? Ligia? Chinezi! Uite, cum aduceau apa. Da. Ce fain, cum aduceau apa. Hai.
discuția, dragă, cam asta a fost, tati. Uite. Toi, scrie ceva, dar scriind în greacă. În greacă aia veche. Toaleta, uite, e la... Uite, parte din tubulatura de aducție a apei. Asta l-am văzut când am venit. Da. Mă cot. Very hot. I live in Shenzhen. You know Shenzhen? Shenzhen.